Acești covrigi sunt pur și simplu fantastici. Sunt foarte fragezi, pufoși, se desfac în pale, ca să nu vă mai spun cât sunt de delicioși. O nebunie! Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă rețetă! Cred că v-ați dat seama că azi pregătim covrigi pufoși și fragezi. Rețeta este foarte simplă, iar covrigii îi puteți face atât dulci cât și sărați. Depinde cum vă plac. Rămâneți până la sfârșit pentru a vedea cum se pregătesc acești delicioși covrigi. Și dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, eu vă invit să vă abonați. Este gratis și nu uitați de clopoțel. Activați-l pentru a vă notifica de fiecare dată când public un nou video. Și acum haideți să începem cu rețeta. Pentru început vă voi lăsa lista cu ingredientele necesare. Vom avea nevoie de o cană și jumătate de făină, adică 300 de grame, o linguriță de drojdie uscată 5 grame, dacă nu aveți puteți să o înlocuiți cu 10 grame de drojdie proaspătă, 11 linguri de lapte călduț sau 100 de ml, 6 linguri de apă călduță sau 50 de ml, 4 linguri de ulei sau 30 de ml, un albuș, un praf de sare, 3 linguri de miere sau 70 de grame, o linguriță esență de vanilie, coaja rasă de la o lămâie, aproximativ 30 de grame de unt moale, iar pentru decor vom avea nevoie de un gălbenuș plus o lingură de lapte și semințe de susan sau mac. Începem cu făina, trebuie să o cernem înainte, eu o voi cerne direct în bolul mixerului. După cum vă spuneam mai înainte, avem nevoie de o cană și jumătate de făină. Aceasta nu trebuie îndesată în cană. Dacă aveți la dispoziție un cântar, puteți să cântăriți 300 de grame. La sfârșit vom vedea dacă mai este nevoie să mai adăugăm un pic de făină. Deoarece acum, depinzând de tipul de făină pe care îl veți folosi, poate va mai fi nevoie de un pic la sfârșit. Peste făină adăugăm și drojdia uscată și amestecăm un pic. În cazul în care veți folosi drojdie proaspătă, trebuie să o dizolvați în puțină apă călduță sau chiar în laptele călduț pe care îl vom folosi la această rețetă. Formăm o gropiță în mijlocul făinii pentru că aici vom adăuga celelalte ingrediente. Acum peste laptele călduț eu am să adaug mierea și am să amestec pentru a se dizolva. În cazul în care nu aveți miere, puteți să folosiți pur și simplu zahăr. Dar dacă veți pregăti covrigii sărați, nu mai este nevoie să adăugați nici zahăr și nici miere. Am uitat să specific la început, dar vă voi spune acum, ingredientele trebuie să fie toate la temperatura camerei. Eu am pus bolul la mixer, iar acum în mijlocul făinii voi adăuga laptele cu mierea dizolvată. Voi pune și cele 4 linguri de apă călduță, albușul de ou, esența de vanilie, coaja rasă de lămâie și praful de sare. Voi da drumul la mixer și voi lăsa să se amestece foarte bine toate ingredientele până când voi obține un aluat compact. În cazul în care nu aveți mixer, puteți să faceți acest procedeu la mână fără niciun fel de problemă. Frământați până când se încorporează toate ingredientele cu făina. Când vedem că s-a format aluatul, vom adăuga și uleiul și vom mai lăsa să mixeze aproximativ 4 minute. Dacă veți face acest procedeu manual, trebuie să frământați aproximativ 7-8 minute după ce ați adăugat uleiul. Aluatul obținut trebuie să fie ușor lipicios. Dacă observați că este foarte lipicios, puteți să mai adăugați un pic de făină. Pentru că, după cum vă spuneam mai înainte, depinde de tipul de făină și de procentajul de proteină pe care îl conține. Eu am folosit un tip de făină cu 12 grame de proteină pe 100 de grame. Cum puteți să știți acest lucru? Foarte simplu. Citiți pe tabelul de valoare nutrițională a ambalajului. În partea de jos trebuie să apară gramele de proteine pe 100 de grame de făină. Ideal ar fi ca făina să aibă între 10 și 12 grame de proteină pe 100 de grame. După ce s-a frământat aluatul, am oprit mixerul, mi-am uns mâinile cu puțin ulei, iar acum am să scot aluatul într-un alt bol pe care l-am uns înainte cu ulei.
Nu vă speriați dacă aluatul este un pic lipicios, așa trebuie să fie, vă ungeți mâinile cu puțin ulei, de asemenea și castronul, așa îl vom putea lucra foarte ușor. Îl formăm într-o bilă, îl așezăm în castron, îl acoperim cu folie de plastic și un șervet de bucătărie și îl vom lăsa într-un loc căldut să dospească aproximativ o oră. În timp ce aluatul dospește, nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați la canal și să distribuiți videoclipul cu prietenii voștri în rețelele sociale. Și după o oră, după cum vedeți, aluatul a crescut foarte frumos și a dublat volumul. Am să-i dau deoparte folia. Uitați-vă cât de frumos arată, cât este de pufos și de elastic. Am să scot aluatul pe blatul de lucru și am să-l frământ foarte ușor pentru a-i scoate aerul. Am să ung blatul și mâinile cu puțin ulei și am să împart aluatul în 6 părți aproximativ egale. Eu am să scot biluțele așa la ochi, cu ajutorul mâinii, strâng pumnul și iese aluatul pe partea cealaltă și cam asta ar fi cantitatea aproximativă pentru fiecare covrig. Dacă doriți să iasă toți la fel și cu aceeași greutate, puteți să cântăreți fiecare biluță de aluat. Dar cum îi facem pentru noi acasă, putem să formăm biluțele de aluat la ochi. Învârtim puțin aluatul între cele două mâini pentru a forma o bilă. Acum voi lua o porție de aluat, am să o întind ușor cu degetele, am să-i dau o formă ușor ovală, iar după aceea cu ajutorul unui sucitor o întindem într-o foaie subțire de formă ovală. Acum voi unge suprafața foii cu puțin unt. Untul trebuie să fie moale, să fie maleabil. Dacă îl aveți de la frigider, puteți să-l scoateți un pic mai înainte pentru a-și lua temperatura camerei sau dacă nu, îl puneți la cuptorul cu microunde pentru câteva secunde pentru a se muia sau pe baie de abur. După ce am terminat de uns foaia cu unt, cu ajutorul unui cuțit din acesta cu lamă fină, voi face crestături pe lungul foii, exact așa cum puteți să vedeți în imagine. Iar după aceea începem să rulăm aluatul dintr-o parte, terminând în partea cealaltă. Aluatul fiind foarte elastic și foarte maleabil, se rulează foarte ușor. După ce l-am rulat, îl întoarcem și dăm forma unui covrig și unim cele două părți ale aluatului. Și cam așa arată primul covrigel. După ce l-am făcut, îl putem pune direct în tava pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Dacă nu aveți hârtie de copt, puteți să ungeți tava cu puțin unt. Eu voi continua să fac și ceilalți covrigi în același fel. Am așezat toți covrigii în tavă, iar acum, peste gălbenușul de ou, voi adăuga o lingură de lapte și voi amesteca foarte bine cu o furculiță. Cu acest amestec de lapte și gălbenuș de ou, voi unge toți covrigii. Iar acum, ca decor, eu am să le pun pe deasupra semințe de susan. Dar acum este alegerea voastră, puteți să puneți și semințe de mac sau dacă îi faceți sărați, puteți să puneți sare grunjoasă. Ies foarte delicioși. Aștept să-mi spuneți într-un comentariu vouă cum vă plac acești covrigi, dulci sau sărați, cu semințe de susan sau cu mac. Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură sus și jos, iar dacă veți folosi un cuptor pe gaz, trebuie pus la foc moderat. Voi pune covrigii la cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute. Acum, depinzând de fiecare cuptor, pot întârzia mai mult sau mai puțin. Ai mei au stat la cuptor fix 23 de minute. Și așa trebuie să arate, rumeni atât deasupra cât și pe partea de la bază.
am să-i las să se răcească, după care am să un câțiva din ei cu puțină miere. Acum, depinzând de gustul vostru, puteți să-i ungeți cu miere sau să-i putreați cu zahăr pudră sau, dacă sunt sărați, nu le mai puneți nimic dulce. Trebuie să vă spun că sunt extraordinar de aromați, miroase foarte frumos în bucătărie, iar covrigii sunt o minunăție. Exact ce vă spuneam și la începutul acestui video, sunt foarte fragezi, pufoși și foarte delicioși. Vă invit și pe voi să-i pregătiți pentru că sunt sigură că vă va încânta și, după cum ați văzut, rețeta nu este deloc complicată. Puteți să-i serviți cu un pahar de lapte, o cafea, un ceai sau pur și simplu să le puneți pachetel copiilor la școală, pentru că este făcut în casă și într-un mod mult mai sănătos decât ceea ce găsim pe piață. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share, subscribe. Mă puteți urmări de asemenea și în rețelele sociale, vă voi lăsa link-urile în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă aștept și la rețeta următoare, aveți grijă de voi și numai bine!